Bună seara, sunt Zoada Carcuchi și vă prezint jurnalul de noapte. Iată câteva subiecte. Cu emoții la română, liceienii au dat astăzi examenul de bacalaureat. Au fost verificați cu detectoarele de metale și supravegheați de camere. O adolescentă despre care se spune că ar fi din Moldova a fost găsită moartă în Germania. Ea ar fi fost violată și ucisă. Deși alegerile locale nu au fost încă validate, biroul de la primărie a fost pregătit pentru venirea lui Andrei Năstase. Femeia acuzată că și-ar fi bătut copilul de 2 ani nu va avea dreptul să se apropie de el timp de 30 de zile, a decis judecătoria Botanica. Crima îngrozitoare în Germania, o adolescentă de 14 ani dată dispărută acum 2 săptămâni a fost găsită moartă lângă o cale ferată. Autoritățile spun că înainte să fie ucisă, fata a fost violată de 2 imigranți. Unul dintre suspecții a fost reținut, iar celălalt a reușit să fugă din țară. Deși în presa de la noi s-a vehiculat că fata ar fi moldoveancă, nu am reușit să confirmăm acest lucru. Pe profilul de Facebook al mamei sale scrie că este originară din Bălți. Unii și-au uitat buletinele acasă, alții spun că nu au putut dormi toată noaptea. Absolvenții de liceu au susținut astăzi examenul de bacalaureat la limba de instruire pentru majoritatea română. Elevii au intrat în clase după ce au trecut de detectoarele de metale, așa că tot ce au putut lua cu ei a fost bagajul de cunoștințe. La ora 8:45, elevii care au susținut examenul la liceul Gaudeamus au intrat în centrul de bacalaureat. Au fost verificați cu detectorul de metale, așa încât în clase au putut intra doar cu pixul, apa, buletinul de identitate și bagajul de cunoștințe. În timp ce unii absolvenți spun că s-au pregătit 12 ani pentru acest examen, alții recunosc că s-au apucat de carte în ajun. Câteva zile înainte de examen m-am pregătit, am citit niște rezumate, niște comentarii. Ce ai repetat înainte de bac? Tot. Cine a scris Mara, îți mai amintești? Vă rog, fără întrebări. Am citit diferite opere. În Pădurea Spânzuraților, cine e personajul principal, îți mai amintești? Nu, n-am atras atenția această operă. Ce genuri cunoști, de fapt? Epic, liric, balade. Și dacă unii spun că notele la bacalaureat sunt cele care îți desenează drumul de mai departe, alții susțin că sunt lucruri mai importante. Principalul să fim sănătoși, restul se rezolvă. Sunt niște note care rămân pentru tot restul vieții, adică depinde mult de ele. Câțiva elevi au avut ghinion de dimineață și au uitat buletinele acasă. Înainte de a se scurge cele 3 ore, elevii au început să iasă unul câte unul din sălile de examen. Cu motivul, acolo a fost cam greu. Prima dată am văzut așa motiv. Ce motiv era scris? Motivul devenirii. Și tu ce ai scris? Semnifică acel punct în care tu ai ajuns când devii o anumită persoană. Alexandru susține că înainte de examen a repetat până la ora 3 dimineața. Este sigur că efortul îi va fi răsplătit cu o notă bună. Am dormit foarte puțin. M-am pregătit, a fost așa o, cum spuneau, retenționată în casă. Mama își făcea grijă, eu îmi făceam grijă. Iar profesorii au venit să-i încurajeze de după ușă. Emoționată, Rodica Fursenco spune că nu a putut sta acasă știind că cei cărora le-a fost dirigintă aproape un deceniu dau startul examenelor de bacalaureat. Le-am spus să dea din ei tot ce au mai bun. E șansa lor. Au răsuflat ușurați după primul examen, deși greul continuă. Unii au de gând să meargă la ore suplimentare, alții la petrecere. Așa că muzica a fost dată tare chiar în curtea liceului. Mergeți să petreceți, că ați dat primul examen. Da, petrecem până luni și marți la doilea examen. Marți de zi încărcat pentru franceză. Și mergi să faci suplimentar pentru franceză. Da, la mine franceza e foarte bine. Je ne parle pas français. Și în nordul țării, absolvenții de liceu au susținut examenul la limba de instruire. Se vor circula și printre rânduri și la periferii. Aceasta nu trebuie să vă deranjeze. Limba română este un obiect care îl frecventez cu plăcere. Vom avea ocazia să demonstrăm tot ce am învățat pe parcursul anilor. Testați au fost și absolvenții de la Glodeni. La ce notă te aștept? De 30 univers, mă aștept de montat la filmul Baltago, nu se prinde. Ne-am pregătit pentru ceva cu mult mai greu, însă a fost destul de ușor. Profesorii sunt însă revoltați că verificarea lucrărilor se face uneori superficial. Ei le pun în față răspunsurile cele și se uită, așa știți, item 1, 2, 3, așa trebuie să fie. Îți dați 5 sinonime acolo, tamant dintre cele 5. Tătă copilă numește un sinonim și contextual, da. Și corect acolo. De ce să îi pui greșeală copilul? Următorul examen la limba străină va avea loc marți. Cinematograful Gaudeamus a început să fie demolat spre nemulțumirea oamenilor care locuiesc în apropiere.
foarte rău îmi pare, pentru că o clădire istorică construită în anii 1950, care deja are tradiția neamului nostru și trebuie păstrată. Acoperișul clădirii a fost deja demontat, ce spune primăria despre lucrările de demolare, aflați în câteva minute. Oficial, capitala nu are încă un primar, dar viitorul edil are deja biroul pregătit. Pe ușa a fost instalată o plăcuță cu numele lui Andrei Năstase, sub care scrie că este primar general, asta deși alegerile încă nu au fost validate. Plăcuța cu numele lui Andrei Năstase și funcția pe care încă nu o deține a fost agățată lângă ușa biroului în care au stat pe rând primarii Chișinăului. Năstase a dat o fugă zilele trecute pe la primărie și spune că a fost surprins. M-a invitat domnul Codreanu să văd unde e biroul. Am constatat cu mult drag că deja era acest dictator. Un gest foarte frumos înseamnă că oamenii de acolo mă așteaptă cu drag și eu cu cei care s-au manifestat ca niște oameni onești, integri, la fel sunt doriți să ne vedem și să începem activitatea. Andrei Năstase spune că nu a intrat să-și vadă și biroul, care acum este aproape gol. De curând aici s-a făcut ordine și totul este gata pentru ca acesta să-și aducă lucrurile. În încăpere se află o masă pentru întrevederi, biroul de lucru și fotoliul în care primarul se va instala timp de un an. Edilul are la dispoziție un calculator și 7 telefoane, însă nu toate funcționează. Doar i-am arătat că aici sediu biroul primarului general. La mine tablița e de hârtie, de când sunt eu viceprimar, scrie cu hârtie Ruslan Codreanu. E prea devreme, să zic, cum văd cu lucrarea, depinde cu ce intenții vine dumneavoastră la primărie. Viceprimarii Ruslan Codreanu și Nistor Grozavu spune că l-au întâlnit o singură dată la primărie pe Năstase și au avut o scurtă discuție. Nu am de ce să-mi fac griji, schimbările trebuie să vină într-un mod sau în altul. Cineva o să consideră orice schimbare că este înspre bine, cineva o să nu o să-i placă schimbarea. De mult am pregătit să mă duc de aici, da? Funcționarii spun că îl așteaptă pe viitorul primar și speră că se vor înțelege cu el. Chiar sunt curioasă. Ce se va întâmpla în continuare? Oricare primar, pare, știți cum, iată că ceva nu e așa. Nu-l cunosc personal. Sper să fie un primar corect și să nu fie manipulat. Și să nu cadă pradă de celor care vor cânta o sănătate. Andrei Năstase l-a învins pe Ion Ceban în turul 2 de scrutin. Pentru el și-au dat votul peste 52% dintre alegători. Primarul Comunei Băcioi cere organizațiilor internaționale și ambasadelor de la noi azil politic pentru familia sa. Vitalie Șalar spune că deputatul democrat Constantin Țuțul ar fi șantajat și ar fi făcut presiuni pentru că nu le-a oferit funcții consilierilor PD și PSRM din localitate. Țuțul spune că totul nu este decât un show. Am fost amenințat, am fost șantajat cu agresiuni. Îmi este frică pentru viața mea, pentru viața familiei. Am peste 8 dosare penale fabricate la comanda Partidului Democrat. Vitalie Șalare, ajuns edil de Băcioi pe listele Partidului Liberal, îi acuză pe consilierii locali PD și PSRM că l-ar constrânge. De curând, acesta a aderat la Partidul Unității Naționale, perioadă care a coincis, spune el, cu momentul în care deputatul Constantin Țuțu ar fi făcut presiune asupra sa, ca să ofere democraților funcțiile de viceprimar și secretar general al Consiliului. S-a confirmat că interesul lor, de fapt, a fost de a pune mâna pe putere și nu de a aduce bunăstare. Șalar spune că s-a trezit într-o situație în care este frică pentru familia sa, iar poliția nu reacționează pentru că ar fi dirijată de formațiunea aflată la guvernare. Acesta mai susține că nu poate să facă un pas fără să fie șantajat sau agresat, așa că solicită azil politic pentru soție și copii. Avem o situație încordată și permanent ne așteptăm la diferite acțiuni banditești din partea deputatului Constantin Țuțu, care stă în spate și dirijează aceste lucruri. Constantin Țuțu, deputatul democrat vizat, îi sugerează edilului de Băcioi să se adreseze la poliție. Primarul din comuna Băcioi, el mereu are conflict cu mine, dar eu n-am vorbit cu el niciodată. Ultima dată când l-am sunat, asta e când am instalat un teren de joacă la grădinița din Băcioi și dacă încerc să fac ceva în Băcioi, să organizez ceva, el tot timpul sabotează toate acțiunile mele. Iar purtătorul de cuvânt al PD-ului, Vitalie Gămurari, califică acuzat drept declarații politice lipsite de probe. Serviciul de presă al socialiștilor nu ne-a răspuns la telefon. Vitalie Șalare a ajuns primar în anul 2011, fiind reales și la scrutinul din 2015.
Data alegerilor parlamentare ar urma să fie stabilită în următoarele săptămâni, înainte ca deputații să încheie sesiunea și să iasă în vacanță. Cred că în vreo, poate, 2-3 săptămâni maxim vom stabili data alegerilor. Cel puțin din punct de vedere juridic, cunoaștem perioada în care va fi, este începând cu 30 noiembrie până la 1 martie. Și asta pentru că pe 30 noiembrie 2018 actuala legislatură își încheie mandatul. Codul electoral prevede că după această dată parlamentarii au la dispoziție 3 luni ca să organizeze scrutinul. Hotărârea însă trebuie luată cu cel puțin 60 de zile înainte de alegerile propriu-zise. Cinematograful Gaudeamus din centrul capitalei a început să fie demolat, clădirea a rămas fără acoperiș, iar în următoarele săptămâni aceasta ar urma să fie demolată. Oamenii care locuiesc în apropiere s-au arătat indignați de lucrări, iar primăria a precizat că acestea sunt legale. A început demolarea cinematografului Gaudeamus, iar în locul acestei clădiri se va înălța un bloc de locuit. La primul etaj va fi amenajat un cinematograf. Lucrările au început ieri când acoperișul a fost demontat, totuși clădirea nu a fost îngrădită. Oamenii care locuiesc în apropiere sunt nemulțumiți că din cinematograful Gaudeamus nu va rămâne nimic în curând. Наш город стал расти вверх. Знаете, вот там здание высотное здесь, мы ходили в кино с нашими студентами. Foarte rău îmi pare, pentru că o clădire istorică construită în anii 1950, care deja are tradiția neamului nostru și trebuie păstrată. Alții însă cred că cinematograful trebuie demolat, pentru că în ultimii ani clădirea era înconjurată de mizerie. Eu aș socoti că mai bine ar face un parc așa și frumos, ca lumea chiar să iasă, aici sunt lume care îl trăiesc în primul rând și poate că s-o odinează decât să stăie aici murdărie prin prejur. Aici vin bomjii. Și vor așa facă prejur. Для города, наверное, все-таки много два кинотеатра, в которых такие узкоспециализированные. Два кинотеатра не нужно. Primăria a emis astăzi un comunicat unde precizează că lucrările de demolare sunt autorizate. În locul clădirii va fi construit un alt imobil. Doi polițiști din Rusia s-au trezit cu un oaspete mai puțin obișnuit lângă mașina lor. Un urs a dat peste ei exact când agenții luau masa. Открой, откройте! Снимай, снимай! Cel mai probabil ursul era flămând și a ieșit din pădure să caute mâncare. Cum s-a încheiat totul, vă povestim în jurnal. Un cuplu de moldoveni aflat peste hotar încearcă de 2 ani să adopte un copil pe care l-a luat sub tutelă, însă nu reușește. Fetița este bolnavă și are nevoie de tratament, însă în străinătate nu poate beneficia pe deplin de el pentru că nu este înfiată. Pe de altă parte, autoritățile susțin că lucrează la acest caz, dar nu ne pot da detalii. Acum 2 ani, soții Costin, stabiliți cu traiul în Italia, au luat-o pe Victoria în familie și au dorit să o crească alături de ceilalți 3 copii ai lor. Fetița s-a născut în familia unor rude apropiate care nu ar fi fost în stare să aibă grijă de ea. Inițial am decis împreună cu soțul să o adoptăm pe Victorița numai din motiv că nimeni altcineva din rude nu își dorea acest lucru. Iar casa de copii este un verdict prea crud pentru un copil. După ce au obținut tutela și au dorit să o înfieze, soții spun că fetița suferă de la naștere de o tulburare genetică și are nevoie de un tratament costisitor, de care nu poate beneficia în străinătate atât timp cât este sub tutelă. Din cauza acestui fapt, peste hotare acest statut nu îi oferă toate drepturile din care ar trebui să dispună un copil. Grădinițe, reședință, îngrijire medicală, zilnic febră, 39-40 și este dependentă de inhalatoare. De 2 ani luptăm împotriva sistemului și am obținut abia tutela. Pentru că se află în Italia, cei doi soți le-au încredințat unor rude responsabilitatea de a-i reprezenta în fața autorităților de la Chișinău. Verișoara Cătălinei Costin, Luminița, spune că a încercat de mai multe ori să afle la ce etapă este procesul de înfiere și ce măsuri trebuie luate mai departe. Însă, de fiecare dată, nu primește un răspuns clar. Deși inițial mi s-a spus 1 an și jumătate, 2 maxim, copilul va fi adoptat. Este un copil bolnav,
care are nevoie de ajutor. Vă spun 100% în Republica Moldova, așa ajutor nu se oferă. Din cauza sistemului au apărut careva probleme. Ultima oară când a încercat să afle detalii, s-a spus că procesul stă pe loc, din motiv că nu toate rudele doresc să semneze dezicerea de copil. A mers împreună cu femeia la Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului din sectorul Râșcani, însă responsabilii de acolo au spus că nu ne pot oferi detalii. Noi am umblat, am bătut în porți la toate rudele, rugând, nu a mers. Noi am spus, deja un pas legal să fie. Doamna Ana a spus, nicio problemă, cei de la tutelă trebuie să se ocupe și o să facă. Ei sunt la curent și ei fac. Noi am așteptat jumătate de an a trecut, din ianuarie până acum, nimic nu s-a făcut și îmi spune în continuare, reînnoiți un document. Ok, până la reînnoirea documentului, de ce nu s-a făcut nimic? Să depun o cerere și noi om examina cerere și om da răspuns. Și responsabilii de la Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului nu ne-au putut spune mai multe informații. Inițial, directorul interimar ne-a declarat că va convoca o ședință și va veni ulterior cu un răspuns, însă nici a doua zi acesta nu ne-a putut spune detalii. Rudele familiei care vrea să adopte fetița susțin că mama copilului ar fi fost decăzută de drepturile părintești. Nu am reușit să vorbim cu femeia. Persoanele care au lucrat după ieșire la pensie vor fi plătite mai bine. Un proiect de lege privind recalcularea pensiilor în funcție de stagiul de cotizare a fost aprobat astăzi de guvern. Reexaminarea pensiilor care va avea loc numai o singură dată, numai în situația dacă dreptul mare a acestei reexaminări se va stabili că pensia lor este mai mare decât cea care ei o primesc actual. Începând cu 1 ianuarie 2019, de astfel de reexaminări ar putea beneficia 2500 de beneficiari, mărimea medie a pensiei acestora crescând de la 2000 până la 4770 de lei. Modificarea se va face pe etape. Din ianuarie 2019 vor fi recalculate pensiile pentru cei care au un stagiu de cotizare mai mare de 15 ani, după ce au ieșit la pensie până în 1999. Pentru cei care au un stagiu mai mic de 15 ani, schimbarea se va face din 2020, iar după asta și pentru celelalte categorii. Acțiunile băncilor cu probleme vor putea fi vândute cu amănuntul la preț redus dacă vânzarea la pachet va ieșua. Sunt prevederile unor amendamente aprobate astăzi de guvern la legea instituțiilor financiare. Viceguvernatoarea BNM, care a prezentat proiectul în ședința extraordinară de astăzi a executivului, susține că modificările au fost convenite cu Fondul Monetar Internațional. Mai întâi este etapa de vânzare a acțiunilor de către însuși acționarii care au fost găsiți în încălcare de lege, după care vine etapa de anulare și reemitere a acțiunilor de către bancă cu 3 luni pentru vânzarea acestor acțiuni la pachet unic pe bursa de valori. Dacă nu se reușește nici prima, nici a doua etapă, intervine deja vânzarea acțiunilor cu amănuntul. La etapa de vânzare cu amănuntul se prevede clar o diminuare treptată de preț. Se poate vinde cu amănuntul timp de 6 luni. Trebuie dus până la capăt tot ce s-a început în sistemul bancar, astfel încât să știm că nu vom mai avea probleme în acest domeniu niciodată, nici cu transparența acționariatului, dar nici cu evaziuni sau fraude din acest sistem. Amendamentele au fost aprobate într-o ședință suplimentară, având în vedere că o altă ședință a executivului a avut loc acum 3 zile. De ce este nevoie de atâta grav? Fiindcă condiționalitățile femeiului au și un timp anumit. Graba cu care au fost aprobate modificările la proiectul de lege provoacă semne de întrebare, afirmă jurnalistul economic Ion Preașcă. Vorba de 2 cele mai mari băieți din țară, acțiunile care au fost scoase la vânzare de 2 ani și nu sunt cumpărate de nimeni. La Moldova Grand Bank în 2016, Moldincom Bank constată că nimeni nu vine să le cumpere, deși prețurile lor nu sunt atât de mari. Aici autoritățile încearcă să găsească o soluție de a putea vinde aceste acțiuni. Ceea ce au făcut astăzi este că cumva o să poată fi vândute nu în pachete integrale mari, pachete mai mici. Potrivit autorităților, proiectul de lege a fost elaborat în cadrul unui program cu Fondul Monetar Internațional și a fost consultat cu reprezentanții ministerelor, dar și experții internaționali.
Ilan Șor va fi citat la Procuratura Anticorupție după mesajul postat pe pagina sa de Facebook în care o acuză pe Maia Sandu că ar fi luat mită de la Vlad Filat, banii fiind transmiși chiar de el. Procuratura spune că urmează să-l întrebe pe Șor dacă își asumă mesajul publicat pe internet. Dacă va recunoaște asta, atunci va fi pornită o investigație. Acum două zile, Șor a scris că știe câți bani ar fi primit lunar lidera PAS de la fostul premier Filat, întrucât chiar el ar fi băgat acei bani în plic. Sandu susține că Șor minte și că îl va da în judecată pentru defăimare. Fostul prim-ministru Vlad Filat a ajuns după gratii în urma autodenunțului edilului de Orhei, care zicea că l-ar fi mituit pe acesta în schimbul mai multor favoruri, inclusiv pentru efectuarea tranzacțiilor dubioase la cele trei bănci falimentare. Femeia acuzată că și-ar fi bătut fiul de 2 ani nu va avea dreptul să se apropie de el timp de 30 de zile. Decizia a fost luată astăzi de judecătoria Botanica după o plângere depusă de Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului. Mama spune că va face totul pentru a-și întoarce băiatul acasă. În ziua în care au fost făcute aceste fotografii, adică la începutul săptămânii, tatăl micuțului s-a adresat la Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului. Ulterior, responsabilii au depus o plângere la judecătoria Botanica, unde astăzi a avut loc o ședință. În instanță s-au prezentat ambii părinți. Magistrații au decis că mama nu va avea dreptul să se apropie de băiețel timp de 30 de zile. Astăzi, instanța s-a pronunțat privind eliberarea ordonanței de protecție. Copilul va fi după externare la îngrijirea tatălui. În 30 de zile este un termen când organele de anchetă vor avea posibilitatea de a examina integral complex cazul dat. И он не будет лучше с отцом. Он постоянно в разъездах, постоянно на работе. Я не опущу руки. Я буду стучаться во все двери, но ребенок будет жить со мной. Tatăl copilului, Denis Cerevatov, ne-a spus însă că va încerca să o lipsească pe soție de drepturile părintești. Scandalul a izbucnit după ce bărbatul a acuzat-o pe femeie că l-ar fi bătut pe fiul lor de 2 ani. Soția acestuia neagă totul și spune că micuțul a căzut de pe topogan. Totodată Elena se plânge că de fapt ea ar fi victima, susține că ar fi fost bătută de bărbat și a cerut divorțul, iar în așa mod acesta încearcă să se răzbune. Moldovenii vor ajunge mai ușor în Canada, o cursă directă București-Montreal a fost inaugurată astăzi pe aeroportul Henri Coandă. Aceasta este operată de o companie canadiană care în curând va lansa și cursa directă spre Toronto. Vor fi câte două zboruri pe săptămână, marți și joi. Până acum moldovenii erau nevoiți să ia avionul de la Kiev și până în Canada să facă două escale. Cei care au cetățenie română nu au nevoie de viză pentru a intra în statul canadian. Liderul nord-corean a fost reținut și audiat timp de 2 ore pe aeroportul din Singapore. De fapt, este vorba de sosia lui Kim Jong-un, care le-a trezit suspiciuni polițiștilor. Într-un final, bărbatul a fost eliberat și avertizat că, ca peste 4 zile, când va avea loc summitul SUA-Coreea de Nord, să nu-și facă apariția în oraș. Îmbrăcat în haine asemănătoare cu cele pe care le poartă Kim Jong-un, frezat la fel și purtând ochelari identici cu cei ai liderului de la Pyongyang, Howard X i-a dus în eroare pe polițiștii de frontieră din Singapore. Aceștia au crezut că liderul nord-corean a intrat în țară cu o identitate falsă, așa că de pe aeroport bărbatul a fost reținut și chestionat preț de câteva ore. Într-un final, Howard a fost eliberat, însă avertizat să se țină cât mai departe de locurile în care se va desfășura summitul. Vestea l-a întristat pe acesta, deoarece el venise la Singapore anume cu acest scop. Howard, care s-a născut la Melbourne, intenționa să se plimbe prin mulțime cu un amic de-al său care este sosia lui Donald Trump, lucru pe care cei doi l-au mai făcut anterior la Hong Kong. Acum se pare că planurile lor au fost date peste cap. I felt that as my career depends on this, I need to be there taking the piss out of the whole situation. Tânărul spune că și-a dat seama de asemănarea lui izbitoare cu Kim Jong-un încă în 2014, iar de atunci a lucrat asupra fizicului și mișcărilor sale, așa încât să semene și mai mult cu liderul de la Pyongyang. Vrea să câștige niște bani din asta, spune el. Totuși, știindu-i temperamentul lui Kim Jong-un, recunoaște că trebuie să fie precaut. When my family found out what I was doing, they thought it was funny, but they said, you better watch out. And I think my mom bought a life insurance policy. Una dintre cele mai spectaculoase apariții ale lui Howard X a fost cea de la Jocurile Olimpice de Iarnă din Coreea de Sud, de unde adevăratul Kim Jong-un a lipsit, trimițând o delegație în locul său.
Summitul dintre SUA și Coreea de Nord, care va avea loc pe 12 iunie în Singapore, a fost anulat de Trump în luna mai, după ce a acuzat regimul de la Pyongyang de furie extraordinară și ostilitate deschisă. Apoi, liderul de la Casa Albă s-a răzgândit și a anunțat că summitul rămâne valabil. Întâlnire neașteptată pentru doi polițiști din Rusia care staționau pe marginea unei șosele în apropiere de o pădure. Un urs a încercat să intre în mașina lor. Doi martori au filmat totul și s-au amuzat pe seama incidentului. Открой, откройте! Снимай, снимай! Nu este clar în ce parte a Rusiei mai exact s-a petrecut incidentul, martorii însă povestesc că animalul a ieșit din pădure în momentul în care polițiștii de patrulare luau masa pe marginea unei șosele. Cel mai probabil animalul era flămând, scrie presa rusă, așa că s-a apropiat de mașină pentru a găsi ceva de mâncare. Când a văzut că nu reușește să treacă de portiera automobilului, ursul a plecat înapoi în pădure. Niciu, te dai să-ți... Pivoasică. Aha. Presa rusă scrie că nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului. Urșii vin deseori în zonele populate de oameni căutând hrană. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă spun la revedere și vă doresc o noapte liniștită.